Tot mai multe tragedii au loc în România. Un incendiu de proporții a avut loc la un cămin de nefamiliști. Imobilul cu 4 etaje era plin de ucraineni refugiați, care au trecut prin clipe de groază când au văzut că totul arde în jurul lor. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de salvare, care au stins cu greu focul ce se extindea rapid. Conform știri.fresh24.ro, un incendiu a izbucnit într-un imobil cu 4 etaje din localitatea Brazii de Jos din județul Prahova. Acesta era un cămin de nefamiliști în care erau adăpostite mai multe persoane, printre care și ucrainieni refugiați. Situația a fost una dificilă și a fost nevoie de ore în șir pentru a lichida incendiul. Din primele informații, flăcările ar fi izbucnit la un apartament de la etajul 2 pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, iar de acolo era pe punctul de a se extinde către altele. În total, 19 persoane au fost evacuate, printre care și de origine ucraineană. Cu toții erau disperați, dar din fericire nimeni nu a fost rănit grav, pentru că au ieșit la timp din clădirea cuprinsă de flăcări. O persoană a fost transportată la spital la unitate de primiri urgențe, iar altele au primit îngrijiri medicale la fața locului. Majoritatea au fost intoxicate cu fum, dar starea lor a fost controlată și stabilizată la fața locului și sunt acum în afara oricărui pericol. Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale de stingere, o autoplatformă de salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, o ambulanță B2 și o ambulanță de transport personal și victime multiple. Echipajele de salvare au fost prompte și au stabilizat situația la timp, având în vedere că intervenția a fost una dinamică, relatează știri.fresh24.ro.